Da, unde e? Binecuvântată, Părinte, binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 aleluia. Ceva ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le chivenise, și ceea ce este de folos, tuturor le dăruiești. Bunure, ziditorule, părinice, Doamne, sufletul adormitului Domnului Tău, înspre tine nădejdea și-a pus, pe păcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor, amin. Pe tine zici limba de amen, și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le-ai născut, născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuire. Iubește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne. Cine miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, te trubești ca odihna sufletului adormitului robului tău, arhimandritul Sofian, și pentru că ți se ierte lui în toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește! Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui unde trebuie să se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui de la Hristos, împăratul cel fără de voie. Dacă vreți să treceți, părintele, să filmați. Să cerem Domnului să treceți acolo în față. Doamne, Doamne, miluie, Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpașa de viața mitale. Însuți, Doamne, odihnește și sufletul adormitului robului Tău, arhimandritul Sofian, Părintele nostru, în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală să vite într-o această viață, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă pe Dumnezeu. Că nu este om care să fie viu să greșească, mai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. Doamne miluiește! Și viața și odihna,
adormiților robilor tăi, arhimandritul Sofian, ierodiaconul Lucian, toți cei care sunt îngropați în acest cimitir, toate rudenile noastre după duh, după trup, adormite într-un Domnul, vrăjmași și binefăcătorii prietenii noștri adormiți într-un Domnul, eroii neamului adormiți într-un Domnul, cu tot neamul lor cel adormit. Și ție slavă înălțăm prin acelui fără de început al tău, Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bine e cuvântul, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Tatăl Sfinților, află dezvolul vieții și ușoară iubire. Să aflu și eu calea prin pocăință, eu sunt voia cea pierdută. Ia-mă, mă mântuitorule și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndemnările tale. Cei ce pe mielul lui Dumnezeu ați mărturisit și ați fost junghiați ca niște miei, fiind mutați la viața cea neîmbătrânitoare și pururea veșnică sfinților, aceluia cu din adinsul mucenicilor vă rugați să ne dăruiască nouă dezlegare datorilor. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Cei ce ați umblat pe calea cea strântă și cu chinuri, toți care în viața cu crucea ca jugul ați luat și mie ați urmat cu credința, veniți de luați darurile pe care le-am pregătit vouă și cu nunile cerești. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Chipul slavei tale celei negrăite sunt, deși port rănile păcatelor, miluiește zidirea ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea ta. Și moștenirea cea dorită dăruiește-mi, făcându-mă pre mine, iar cetățean al raiului. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Dă-te cu mâna dintr-o neființă mai vedet și cu chipul tău cel dumnezeiesc mai cinstit. Iar pentru călcarea poruncii iarăși mai întorc în pământ, din care am fost luat, la cel după asemănare mă ridică, cu frumusețea cea din zi iarăși împodobindu-mă. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Odihnește, Dumnezeule, pe robul tău și-l așează în rai, unde cetele sfinților tăi, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc. Pe adormitul robul tău odihnește-l, trecându-i lui toate greșelile. Slavă Tatălui și pe o Dumnezeire întrei strălucire cu dreaptă credință să o lăudăm strigând. Sfânt ești, Părinte, fără de început, Fiule cel împreună, fără de început, și Duhule cel dumnezeiesc, luminează-ne pe noi,
care cu credință slujim ție și ne scoate din focul cel de veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucură-te curată ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup spre mântuirea tuturor. Că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine, iar noi să aflăm raiul. Născătoare de Dumnezeu curată și binecuvântată. Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne, și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, pentru veșnică odihna sufletului robului tău, arhimandritul Sofiane, și pentru toți ceilalți pomeniți și pentru ca să-i se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărația cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeu nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Dumnezeu, Duhul și tot trupul care a călcat moartea și pe diavol a însurpat și a durit viațul tale. Însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor tăi, arhimandritul Sofian, preu Eldiaconul Lucian, preu Dumitru Stăinoae, preoteasa Maria, toți de la mișcarea duhovnicească, rugul aprins, toți cei care au fost pomeniți cu tot neamul care a dormit. Odihnește, Doamne, loc luminat, în locul verdeață, în loc de odină, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au să săvârșește cu lucru, cu cuvântul, cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, pomeniți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău, celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Odihnește Mântuitorul nostru cu drepții pe robii tăi și se lăsuiește în curțile tale, precum este scris, trecând ca un bun președinte lor, cele de voie și cele fără de voie. Și toate cele cu știință și cu neștiință, iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecii, nu David, cel ce ai răsărit, lumii din pe
Fecioară Hristoase, Dumnezeule, și prin aceasta iluminii ne-ai arătat, miluiește-ne pe noi. Tu ești Sfânt precum Doamne Dumnezeule, ale la fruntea credincioșilor tăi bunule, cine înțărit pe noi pe piatra măturii tale, Marea vieții văzându-ne Sfântul Sfântului Sfântul, dar imanul tău credin ale Sfântului către tine, Cel ce cu înțelepciunea ta cea de negrăit ai zidit pe om din țărână și întocmindu-l după chipul și asemănarea ta, l-ai împodobit cu înfățișare și frumusețe ca pe o cinstită făptură cerească, spre măreția și strălucirea slavei și a împărăției tale. Dar el, călcând cuvântul poruncii tale și nepăzând chipul tău de care era învrednicit, pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, din iubire de oameni, ca un Dumnezeu al părinților noștri, ai poruncit amestecului și împreunării acesteia și acestei negrăite legătura ta, prin vrerea ta cea dumnezeiască să se desfacă, să se risipească, pentru ca sufletul să meargă acolo de unde și-a luat ființă până la oșteasca înviere, iar trupul să se desfacă în cele dintre care a fost alcătuit. Ție ne rugăm, Părintelui celui fără de început și unui a născut Fiului tău și Preasfântului, de o ființă și de viață păcătorului tău Duh, să nu îngădui ca fătura ta să fie înghițită de fire, ci trupul să se desfacă în cele dintre care a fost alcătuit, iar sufletul să se așeze în ceata dreptilor. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, să biruiască mila ta cea nemăsurată și iubirea de oameni cea neasemănată și de a căzut robii tăi aceștia sub blestemul tatălilor sau al maicilor sau sub blestemul lor sau de a murit pe un preot și a luat de la el legătură nedezlegată. De a căzut în grea cu isanii de la hiereu și din nepăsare sau din nevire n-au dăunut iertare.
Iată-i pe aceștia prin mine păcătosul și nevrednicul slujitor. Trupurile lor dezleagă în cele din care au fost alcătuite, iar sufletele lor le rânduiește în corpurile sfinților. Așa, Doamne Dumnezeu nostru, care a dat Sfinților Tău ucenici și a fost această putere ca să dea iertare de păcate, zicând, oricâte veți lega și veți dezlega să fie legate și dezlegate și prin ei și nouă, deși suntem nevrednici din iubire de oameni, ne-ai dăruit această putere, dezleagă pe adormiții robii Tăi, arhimandritul Sofian, ierodiaconul Lucian, toți cei care sunt îngropați în acest cimitir, robii lui Dumnezeu, ieromănacul Petronul, preotul Ștefan, preot Nicolae, preot Florin Emanuel, monahia Siloana, monahia Evlogia, Ortensia, Marus, Nicoleta Aurelia, Daniela, Nicolae, toți cei care au fost pomeniți cu tot neamul lor ce l-a dormit, de păcatele sufletești și trupești să fie iertați și în veacul de acum și în cel ce va să fie, pentru rugăciune prea curate și purea fecioarei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Amin. Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care da Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerului dori, după sfântă învierea Ta cea de a treia zi, cu harul Tău le-ai dorit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer, cât de ei pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer, cât de ei pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pe noi, smeriții și nevrednicii, Te rog, să fim moștenitori aceeași prea sfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm, să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bunule împărate, prin noi, smeriții și nevrednicii Tăi slujitori, iartă adormiților robilor Tăi, arhimandritul Sofian, ierodiaconul Lucian și tuturor mărturisitorilor din închisorii de comuniste, orice au greșit ca oameni într-o această viață. Dumnezeu să ierte! Dumnezeu să ierte! Și de iartă lor toate câte au păcătuit cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, dezlegându-și de legătura pusă în orice chip asupra lor, cu care înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe ei, sau de la arhiereu, sau de la preu, sau de la altcineva, au suferit o alunecare ca aceasta din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește, prea bunule și mult îndurate, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veaca bineplăcuție, iar trupurile să se dea firicele zidite de Tine. Că binecuvântat și prea slăvit ești în veci. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează! Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile prea curate sale mai, ale sfinților, slăviților și întru tot laudaților apostoli, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinți ai noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar cel a patra zi înviat din morți și ale tuturor sfinților, sufletele adormiților robilor Săi, pomeniți, mutați de la noi în corturile dreptilor să le așeze. Amin. Genurile lui Avram să le odihnească. Amin. Împreună cu dreptii să le numere și să le iască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru fericită adormire veșnică, odihnă dă, Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi pomenit. Și le fa lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică, veșnică,
pentru neam, neam și le fănuri, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire. Le fănuri, Doamne, veșnică pomenire. Părinte Jarco, Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Așa, un pic suntem atenți, o să spună câteva cuvinte și după aceea tropim oliva, mergem și servim ceva. Ne bucurăm că ne-am strâns atât de mult astăzi, într-un fel, e un punct culminant această întâlnire în jurul mormântului Părintului Sofian, în sensul că suntem un grup care am început cu mai mulți ani în urmă, care ne-am spovedit la Părinte Sofian sau chiar dacă nu s-au spovedit, au evlavii la Părinte Sofian, se simt ajutați de Părinte Sofian. Și am început cu mai mulți ani în urmă și iată, acesta e ultimul parastas pe care noi îl organizăm. Desigur, va mai fi un parastas în momentul când va fi proclamarea Părintului Sofian cu mesirez la mănăstire la Antim, dar e ultimul parastas pe care noi îl organizăm, fiindcă foarte probabil săptămâna viitoare, poate știți dintre dumneavoastră, vor fi canonizați 10-15 sfinți contemporani, printre care și Părintele Sofian, Părintele Stăniloae, Părintele Cleopa, Părintele Paisie Olaru, iar la anul 2025 va fi proclamarea oficială pe mitropolia acestor sfinți canonizat, acestor sfinți români mărturisitori din secolul 20. Pentru noi este o bucurie, o șansă extraordinară să ne întâlnim aici în jurul Părintele Sofian și chiar mă gândeam că Părintele Sofian va fi sfântul cel mai repede canonizat dintre toți sfinții noștri români. De obicei ne canonizăm mai încet, dar iată că s-a simțit lucrarea pe care a avut-o Părinte Sofian, se simte în continuare lucrarea pe care a avut-o Părinte Sofian și va fi trecut în rândul Sfinților în curând. Ne cerem scuze pentru întârziere, a trebuit să fie și o ispită, dar suntem obișnuiți cu ispitele, ne călim în luptă cu ele, am avut o pană de mașină și ne bucurăm foarte mult că sunt în mijlocul nostru și Părintele Profesor Gheorghe Viorel Holbea, pe care o să rugăm să ne spună un cuvânt, și domnul profesor Ilie Bădescu, o să rugăm și pe dânsul să ne spună un cuvânt și după aceea o să mai revin, o să mai adaug și altceva și am să vă citesc și un mesaj din partea nepotului Părintele Stăniloae pe care îl invitasem să vină și pe dânsul, dar nu a putut să vină. Părinte profesor, vă ascultăm. Da, este un moment emoționant, plin de încărcătură duhovnicească și am să vă spun și de ce. Pentru că este nesperat pentru unii dintre noi să fim contemporani cu sfinții pe care îi canonizăm în sensul în care i-am cunoscut. Așa cum a spus Părintele Teofan, unii dintre noi l-am avut duhovnic, eu în perioada studenției și chiar stăteam și mă gândeam ce lucru minunat a rânduit Dumnezeu pentru mine personal să-l cunosc pe, să-l am duhovnic în perioada studenției pe Părintele Sofian Bolbiu, să-l cunosc pe Părintele Dumitru Stăniloae care, iarăși,
este propus spre canonizare, pe părintele Ilie Cleopa Ilie, pe părintele Paisie Olaru și pe alți părinți care vor fi canonizați. Deci este un simțământ deosebit. De ce? Pentru că noi românii n-am avut această îndrăzneală de a canoniza sfinții. Până în 1952, foarte mulți dintre sfinții cuvioși nu erau proclamați, deși erau cinstiți ca sfinți, dar iată că așa a rânduit Dumnezeu și ne-a dat această îndrăzneală de a recunoaște în neamul nostru pe bărbații desăvârșiți, bărbatul duhovnicesc. Așadar, părintele Sofian, care va deveni Sfântul Cuvios Părinte Mărturisitor Sofian, ne-a adunat astăzi să ne amintească asupra faptului că fibra creștină acestui popor este cea care ne menține în istorie. Într-o istorie care știm, mai ales după invazia bolșevică, antihristică, după 1945 în special, această invazie care a căutat să pustiască nu numai spațiul, dar mai ales să pustiască sufletele oamenilor prin ideologia ateistă, iată că prin această mărturisire a părintelui Sofian, care nu numai că a trecut prin închisorile comuniste, dar să nu uităm faptul că în perioada aceea de prigoană cumplită stalinistă, comunistă, antichristică, în acea perioadă a înflorit la mănăstirea în timp, rugul a prins. Și această pecete a rugului a prins cu Maica Domnului Sihasta, cu această centrare a vieții duhovnicești a creștinului rugul în jurul rugăciunii lui Iisus, toate acestea s-au observat și s-a împărtășit prin părintele Sofian Boghiu, prin părintele Dumitru Stăniloae, care au participat la aceste întruniri, și apoi prin părinte Arsenie Papacioc. De ce? Pentru că ceea ce am cunoscut personal, părintele Sofian, în momentul în care spovedea, de fapt împărtășea o pace, o liniște și o blândețe care vine de la Dumnezeu. Așadar, această istorie a noastră, care pentru unii pare o istorie tragică, pentru unii pare doar un memorial al durerii, pentru noi, care l-am avut și am cunoscut, iată, părintele Sofian Boghiu, părintele Dumitru Stăniloae, și apoi părintele Arsenie Papacioc, părintele Cleopa, părintele Paisie Olaru, și alți părinți, sau părintele Gherasim Iscu, pe care și-a dat oftescul sfârșit în închisoarea de la Târgu Ogna, și alți și alți mărturisitori pe care îi pomenim, cum ar fi Valeriu Gafencu, apoi Mircea Vulcănescu, Ioane Anolide, care chiar dacă nu a și-a dat oftescul sfârșit în închisoare, dar după 23 de ani de închisoare, el este un mărturisitor, și alți părinți, părintele Gheorghe Calciu. Iată că aceasta este de fapt fibra noastră care ne demonstrează că la vremuri tulburi de prigoană, mai ales a credinței creștine, la vremuri tulburi, Dumnezeu transformă această suferință noastră într-un pelerinaj către împărăția cerurilor. Deci această canonizare care are loc în această perioadă, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ne arată că poporul român nu are tragedii. Noi nu avem doar memorial al durerii. E adevărat că și cei din diaspora au trăit și ei o anumită tragedie, și cei din închisorile comuniste, care se numără cu zecile de mii, cu sutele de mii sau chiar peste milioane, toți aceștia ne arată că drumul poporului român, calea lui, este o cale spre împărăția cerurilor. De aceea, le repetam studenților și preoților care acum sunt la cursurile de perfecționare, și anume ceea ce scrie un părintele Nicolae de la Rochia în volumul său de corespondență, în volumul întâi, într-o scrisoare către Mănica Lovinescu și Virgilie Runca, în care spune că pur și simplu, el, care nu este un evreu botezat în închisoarea de la Jilava în 1960, pe 15 martie, și care ajunge să scrie Jurnalul Fericirii,
după ce iese din închisoare. Ei bine, el a spus că pur și simplu a zis-o cu toată convingerea lui, după o perioadă de detenție, după perioada aceea de căutări și în sfârșit de călugărie la Mănăstirea Rochia, că neamul românesc este un popor ales. Este un neam ales. Dacă o spuneam noi, pentru că noi avem, din păcate, se alimentează această demitologizare a istoriei. Noi nu mai avem mituri fondatoare, ci noi avem doar, mă rog, demitologizări. Totuși, dacă o spune Nicolae Steinhardt, evreul botezat în închisoare, înseamnă că trebuie să-l credem. Și spune, Dumnezeu îi alege pe unii, alege unele neamuri care nu sunt neapărat, nu au această mândrie imperialistă, le alege pentru a suferi, pentru a se răstigni, dar și pentru a se transfigura și pentru a se mântui. De aceea spune, este neamul românesc un popor ales? Și răspunde fără dubii. Da, neamul românesc, în acea scrisoare, este un popor ales. Însă nu este în sensul teutonic, imperial, nu? Cum erau, da, Imperiul Nazist sau alte imperii, nu este nici în sensul iudaic, în sensul că numai neamul românesc este un popor ales, dar cu siguranță neamul românesc este un popor ales. Și dacă neamul românesc este un popor ales, și așa a rânduit Dumnezeu să-l avem pe Părintele Sofian, pe care și noi a ajutat Dumnezeu și l-am cunoscut, dacă a rânduit Dumnezeu să avem atâția sfinți mărturisitori, dintre care unii vor fi canonizați chiar în săptămâna viitoare de către Sfântul Sinod, înseamnă că, într-adevăr, neamul românesc este un neam ales de Dumnezeu ca, într-adevăr, să treacă prin suferință, dar în același timp să se transfigureze. De aceea dăm slavă Bunului Dumnezeu și nu ne vine să credem că noi i-am cunoscut pe acești sfinți. Este un simțământ să-i cunoști în viață, să ai duhovnici. Este un lucru pe care nu mi-l puteam închipui. Și iată că Dumnezeu ne-a dăruit acest mare simțământ pe care l-am avut și astăzi faptul că noi, cum spunea în antichitate, et in Arcadia ego, și eu am fost în Arcadia, în sensul că și noi am cunoscut pe acești mari sfinți ai neamului nostru, care ne arată că avem, neamul nostru are și el o călătorie de săvârșit și până la urmă neamul nostru este cel care are un rol și în reîncreștinarea lumii acesteia și în mărturia pe care, iată, sfinții noștri părinți, cum este Părintele Sofian Boghiu și ceilalți părinți pe care am amintit, iată, ne-au deschis această memorie, o memorie prin care noi nu avem mândrii, ci avem bucurii duhovnicești. Și având memorie, avem conștiința identității. Avem o identitate dacă avem memorie, dacă avem identitate, avem continuitate și dacă avem continuitate, avem și viitor și fără îndoială avem această nădejde în viața veacului ceva să fie. Așadar, la această întâlnire, acest parastas la mormântul Părintelui Sofian, care va fi în curând canonizat, dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru sfinții pe care i-a dăruit neamului nostru românesc. Amin. Mai vreau să vă spun în legătură cu Părintele Sofian și am să mai continui după ce vorbește domnul profesor. L-am cunoscut foarte bine în anii studenției, când eram președinte la SCOR și tot atunci, în perioada aceea în care Părintele Sofian a lăsat o amprentă asupra acțiunilor ziditoare care le-a avut această asociație, tot atunci l-am cunoscut și pe domnul profesor academician Ilie Bădescu, care a fost invitat la mai multe conferințe ale ASCOR-ului București în anii 90. Noi încercam atunci să invităm și clerici și intelectuali care aveau deschidere spre partea credinței, care înțelegeau problemele bisericii, și unul din invitații la care a ținut foarte mult a fost domnul profesor Ilie Bădescu și îl rugam să ne spună câteva cuvinte. Sărbăinile,
în timp ce l-ascultam pe părintele profesor, mi-am adus aminte de o formulare pe care a avut-o Șoare, Mihai Eminescu, spunând că România este o țară așezată pe ape. Și am spus-o și o repet, îmi place să o repet acum aici, că România este o țară întemeiată pe mari duhovnici, părintele Sofian, mari duhovnici și sfinți. Cei care vor fi canonizați, vor fi sfinții neamului românesc, sunt cei care reprezintă, sunt temelia acestui neam și garanția statorniciei și a veșniciei neamurilor. Deci, la momentul la care se referă părintele Teofan, s-a desfășurat, s-a derulat atunci un război. Vă aduceți aminte, mulți dintre dumneavoastră sunteți evident mai tineri decât mine, că la momentul acela, imediat după căderea regimului comunist, se spunea teroriștii sunt printre noi. Exista un terorist desăvârșit care era dușmanul mântuirii și cu acest terorist, anticristul, lupta și-au propus și-au luptat și părintele Sofian în momentul acela, pentru că în momentul acela a fost ridicată de sub primejdea risipirii o generație binecuvântată. Este generația părintelui, eu i-am cunoscut îndeaproape la vremea aceea, bineînțeles, eram cu toată modestia în întâlnirile acestei generații binecuvântate, care au format Ascorul atunci, mai departe s-au implicat în marile bătălii, au fost bătălii cu adevărat. Îmi aduc aminte, una dintre războaiele acelui moment, dintre bătăliile acelui moment, a avut o miză pământească, chiar așa. Adică a fost război împotriva legii care se forța atunci pentru înstrăinarea pământului. În toate acestea, și în cele pământești, și în cele cerești, a fost implicată generația care a fost însă îndrumată cu toată discreția, dar și cu toată severitatea și cu știința învățătorească, bineînțeles, a marelui duhovnic de către părintele Sofian Boghiu. Pentru că, așa cum spuneam, părinții, mari duhovnici, sunt cei pe care, într-adevăr, este așezat un neam, pe care este așezată statornicia neamului și iată că acum, în fine, grație acestei inițiative duhovnicești, suntem aduși în contemporaneitate cu sfinții neamului românesc, încât îmi aduc aminte și confirm că, într-adevăr, omul se naște din trup, se naște din duh, dar se naște și din angajamentul duhovnicesc. Părintele Sofian Boghiu este, în același timp, părintele prin care s-a născut o generație binecuvântată, generația părintelui Teofan. Aducem slavă lui Dumnezeu, mulțumim și ne rugăm împreună cu toții și mulțumim lui Dumnezeu că suntem acum martori și confirmăm că, într-adevăr, suntem aici lângă unul dintre sfinții mărturisitori ai neamului românesc, părintele Sofian Boghiu. Mulțumesc! Mulțumesc și părintei profesor Gheorghe Corba și domnului profesor Ilie Bădescu. Și am să continui ideea. L-am cunoscut pe părinte Sofian, v-am spus, în perioada studenției, când eram implicat în Ascor. Se pot vorbi foarte multe lucruri despre legătura aceasta care a fost între părinte Sofian și Ascor București în anii 90. A fost o legătură foarte profundă, fiindcă era mai mult din Ascor București care ne spovedeam la părintele. Și vreau să fac referire doar la un singur aspect. Și anume, de multe ori, în acești 7-8 ani cât am fost mai mult implicat cu această asociație, simțeam o pace foarte mare în cadrul acestor întâlniri, o prezență a Harului. Și nu mi-explicam de unde vine pacea asta, fiindcă noi făceam și greșeli în privința organizării. E clar asta, n-aveai cum să nu faci nicio greșeală. Dar totuși pacea aceasta se menținea. Eu nu mi-am dat seama decât mult mai târziu că de fapt părintele Sofian ne transmisese ceva. Cred că acesta e un aspect foarte important pentru a-l înțelege pe părintele Sofian.
El a transmis o moștenire duhovnicească, un har. Spunea cineva, moștenirea Sfântului Paisie, moștenirea Isihastă și așa mai departe. Și de asta vedeți și acum faptul că v-ați strâns aici, tot prin lucrarea Duhului Sfânt, tot prin lucrarea Părintele Sofian. Cum făcea Părintele Sofian că se strângea atâta lume în jurul dânsului, deși dânsul nu vroia, că îi spunea, măi, noi suntem călugări, mai avem și alte lucruri de făcut. Și cu cât spunea că să lăsăm în pace, cu atât venea mai multă lume în jurul dânsului. Și aș vrea să vă citesc legat de moștenirea aceasta harică pe care o transmitea Părintele. Și prin datorită întâlnirii cu Părintele Ioan Culighin, care venise de la Ofina, dar și Părintele Sofian fusese format în niște opști în care se simțea influența isihastă, influența Sfântului Paisie de la Neamț. Plus punctul culminant cu aceste întâlniri de la Rugul Aprins și felul cum a primit suferința din închisoare. O suferință extraordinară, foarte greu să o înțelegem. Dar a primit-o în acest sens că a încercat tot timpul să-și vadă păcatul și să dobândească Duhul Sfânt. Și cartea aceasta pe care am scos-o, Smerenia și Dragostea, semnele trei ortodoxe, domnul profesor Bădescu, când am lansat-o la Părintele Holbea la biserică, a spus că e un miracol această carte și că e o carte care trebuie să o ții la tine toată viața. Și cred că aceasta e o explicație, fiindcă transmite o stare de har. Și aș vrea să vă citesc două texte de la Părintele Sofian. Un text scris în 1958, înainte să fie arestat, despre lucrarea aceasta a Duhului Sfânt. Și după aceea am să vă citesc un text dintr-un interviu pe care l-am luat spre sfârșitul vieții. Deci iată ce spunea în 1958. Este un document foarte interesant, textul ăsta care s-a păstrat în carte, se numește Prezența Sfântului Duh în viața noastră. Cred că e cel mai vechi text din carte. Și spune așa: în istoria bisericii există perioade când Duhul Sfânt se revarsă în viața oamenilor mai mult sau mai puțin. În zilele noastre se resimte o criză a Duhului Sfânt în viața creștinilor. A avea Duhul Sfânt înseamnă a trăi în Dumnezeu, a fi unit cu Dumnezeu, a avea cât mai mult dragostea lui Dumnezeu. Adevărul că Dumnezeu există, că Dumnezeu este iubire, nu trebuie mărturisit prin tomuri de predici, ci prin viața celor care cred. Credința este viață. Nu de rău să ne plângem, ci de lipsa binelui. Lipsesc martorii lui Hristos în lume. Lipsește Duhul Sfânt în viața noastră. Nu bomba atomică trebuie să ne înspăimânte, ci bomba mâniei lui Dumnezeu care apare pentru păcatele noastre grele și pentru lipsa noastră de pocăință. Să ne întoarcem la viața în Dumnezeu, fapt care depinde numai de noi. Să-L chemăm pe Duhul Sfânt în toate împrejurările, în orice gând sau faptă. Ei, v-am spus că Michidu să nu-i place că ne întâlnim aici la mai mult. Ne-a pus șopan, acum vedeți și aici puțin. Deci trebuie să ne obișnuim cu războiul ăsta, e război de rutină. Da. Așa. Să ne întoarcem la viața în Dumnezeu, fapt care depinde numai de noi. Să-L chemăm pe Duhul Sfânt în toate împrejurările, în orice gând sau faptă, și atunci când El va fi prezent în viața noastră, vom merita să ne chemăm creștini. Și acum câteva rânduri dintr-un interviu din ultimii ani de viață ai Părintele. Adică Părintele într-adevăr a fost preocupat de dobândirea Duhului Sfânt și spunea și Părintele Sofian, pacea aceasta pe care o simțeai de foarte multe ori în preajma Părintelui. Sunt cazuri de oameni care au fost la un pas de sinucidere și după o discuție cu Părintele Sofian au renunțat la sinucidere sau după a doua, a treia spovedanie, scăpau de niște păcate foarte grele. Sunt multe cazuri de felul acesta. Și iată ce spune, deci, Părintele Sofian în ultimii ani de viață. Îl întreabă cineva, de unde își dă seama un credincios că în el este harul dumnezeesc și că nu este o înșelare? Își dă seama după acea liniște interioară pe care o are cel în care se tălășluiește harul dumnezeesc.
Omul care nu are har, în primul rând, este frământat, nu are pace. Orice ar spune, nu are pace. Lumea de astăzi este războită, este tulburată din cauza patimilor și de aceea avem cu toții nevoie de această pace, pacea lăuntrică. Ea se poate obține atunci când îi cerem ajutorul lui Dumnezeu și când facem eforturi pentru a birui îndemnurile la păcat. Și acum îi se adresează părintele o întrebare provocatoare. Și neoprotestanții în credința lor spun că au pace. Părintele răspunde, ce fel de pace poți să aibă fără Sfânta Cruce, fără Maica Domnului, fără Sfintele Taine? Ei vorbesc despre Iisus Hristos, însă Domnul nostru Iisus Hristos este foarte smerit. Sectanții numai smeriți nu sunt. Nu trebuie să facem o confuzie între pacea duhovnicească și aparenta pace a sectanților. Și încă puțin vorbește despre rugăciunea lui Iisus. Celor care practică rugăciunea inimii, li se întâmplă adeseori, trezindu-se din somn, să simtă cum rugăciunea se rostește singură în lăuntrul lor, așa cum auzim bătăile inimii, fără controlul sau comanda noastră. Și se produce acolo o mare bucurie, o năvală de lumină duhovnicească. Se trezesc creștinii cântând Sfinte Dumnezeule sau Apărătoare Doamnă și încep să sănească în ei gânduri frumoase, gânduri cu adevărat Dumnezeu și se simt pe deplin harul care se revarsă în ei. Iar pe ultima treaptă a rugăciunii, această stare este însoțită de vederea luminii dumnezeiești. Să ne ajute Dumnezeu să avem și noi parte de lucrarea aceasta a Duhului Sfânt, să-i cerem ajutorul Părintului Sofian și sunt convins că o să ne ajute. În încheiere, am să vă citesc un text de la nepotul Părintului Stănilae, care v-am spus că îl invitasem să vină și nu a putut și are un text foarte frumos, e de o pagină, în care povestește cum părintele Stăniloae, bunicii dânsului cu doamna Stăniloae, veneau la Antin ca să vorbească cu părintele Sofian, cum mama dânsului, Lidia Stăniloae, se spovedea la părintele Sofian și cum părintele Sofian și toți acești mari sfinți ne arată, ne încurajează, ne întăresc în gândul că Dumnezeu nu ne va părăsi niciodată. Iubite Părinte Teofan, mărturisesc că sunt foarte bucuros să aștept pe hârtie câteva gânduri legate de Părintele Sofian. Nu voi uita niciodată figura lui foarte liniștită, caldă, serafică, care mi-a atrăgea atenția încă din copilărie. Eram foarte impresionat de incinta mănăstirii Antim, înconjurată de ziduri înalte, cu ajutorul cărora acel loc binecuvântat de poveste mi ofera liniștitoarea senzație de a fi la adăpost, de a mă vedea protejat chiar în mijlocul orașului. Mănăstirea Antim însemna mărturia că ceea ce citeam în cărțile de istorie despre trecutul nostru era realitate și nu doar simple povestiri pentru copii sau file de legendă. Odată ajuns în incinta mănăstirii, vedeam un grup mai mare de oameni care în latura stângă a curții erau mereu într-o răbdătoare așteptare. Era normal, de la sine înțeles, trecând pe lângă ușa impunătoare a Bibliotecii Sfântului Sinod, să văd acolo oameni care așteptau ceva sau pe cineva. Erau cei care veniseră să se spovedească la Părintele Sofian. Din când în când, Părintele Sofian ieșea afară, le zâmbea tuturor și le promitea că îi va asculta pe toți. Promisiunea lui era sfântă și o ținea întotdeauna. Scriam la începutul acestor rânduri că eram foarte impresionat de liniștea și blândețea care se conturau pe fața Părintelui Sofian. Eu nu veneam la mănăstirea în timp pentru a mă spovedi la Părintele. Bunicii mă luau cu ei, ne plimbam pe acolo. Uneori venea și mama. Odată eram încă elev, citisem romanul Enigma Otilei și împreună căutam casa lui Moș Costache, despre care se vorbea în roman. Mi se explica că acest cartier din jurul mănăstirii Antim, care era reprezentativ pentru ce însemna Bucureștiul tradițional, așa cum se dezvoltase acest oraș în timpul domniei lui Carol I. Apoi rămâneam la slujba veceniei de la mănăstire. Părinte Sofian se dea de vorbă cu bunicii mei, se bucura să-i revadă. Și cred că și pentru bunicii mei motivul real al acestor plimbări era acela de a-l reîntâlni pe Părintele Sofian. Exista o legătură deosebită și datorită faptului că iconarul Sofian pictase icoanele iconostasului de la biserica din cartierul Sibian, Gușterița, unde preot paroc era fratele bunicii mele. Părintele Sofian avea un zâmbet minunat, vorbea încet, dar cuvintele se așezau frumos în vocea lui. Nimic din ceea ce spunea nu era inutil sau doar de politețe, avea o sinceritate implicită a lui, fără urmă de îndoială sau lipsă de onestitate. Simțeai de îndată că ești în imediată apropiere a unui om deosebit. Nu cred că acea generație de mari personalități ale bisericii noastre va intra în eternitate
doar prin faptul că a suferit în închisorile comuniste. Evident, jertfa lor este o realitate de netăgăduit, o mărturie existențială dramatică, dar absolut realistă a celor timpuri întunecate. Dumnezeu are mereu grijă de biserica sa. Această axiomă este o realitate de o importanță covârșitoare. Și Părintele Sofian a fost unul din cei pe care Dumnezeu i-a ales pentru a fi în biserică atunci când era neapărată nevoie de el. În felul acesta, Părintele Sofian este, prin tot ceea ce a făcut, prin pictura sa, prin oamenii pe care i-a ajutat ca duhovnic, prin slujirea la altarul mănăstirii Antim, ajutorul dumnezeiesc de care aveam atunci nevoie. Acest gând îmi dă mult curaj, fiindcă el reprezintă dovada clară, infailibilă, a grijii lui Dumnezeu pentru noi toți, în toate timpurile și în toate încercările prin care trecem. V-am spus, tainic iubite Părinte Teofan, că începând dintr-o anumită perioadă, Părintele Sofian a fost duhovnicul mamei. Mai mult a fost sfătuitorul ei și sprijinul ei atunci când i-a avut de luat hotărâri grele. Din toate aceste motive, mă bucur mult că sunteți cel care păstrează vie memoria acestui călugăr remarcabil și model și sprijin al tuturor celor care căutau în acele timpuri adevărul credinței noastre în Dumnezeu. A fost un om care cu adevărat a sfințit locul prin simpla sa prezență binecuvântată. Vă mulțumesc, Dumitru Horia Ionescu. Iată și un cuvânt foarte frumos al nepotului Părintului Stăniloae și eu vă mulțumesc pentru celor care sunteți aici. Și sperăm prin comuniunea cu Părintele Sofian și Părintele Stăniloae, cine vrea poate să meargă și la Cernica, să ne apropiem și noi cât mai mult de adevărata ortodoxie. Cartea aceasta, dacă vreți, o să puteți cumpăra, am adus aici la un preț mai ieftin decât în librării. Și în încheiere o să mergem să servim un pachet, sunt vreo 250 de pachete, nu știu, suntem mai mulți, mai puțini. Oricum au prioritate cei din Iași care s-au sculat de la 4, au plecat de la 4 jumate din Iași și mai departe ne descurcăm cu toții. Vă mulțumim, Dumnezeu să ne binecuvânteze, să avem parte de binecuvântarea Părintei Sofian. Amin. Amin. Da, moaște sub Grigore Dascu, Micana Stăpânii. Da, se poate povesti multe, se poate. Da. Da. Ei, deci nu mai bine facem noi mult mai bine. Aia asta a fost foarte, am mai aici. Să fie pește, să fie pește.